Un eveniment care, iată, devine tradiție. Da, este a 11-a ediție a celebrării Zilei Internaționale de Conștientizare Duchenne. Anul acesta suntem sub patronaj al Comisiei Europene și al Parlamentului European, ceea ce înseamnă deja o recunoaștere la toate nivelele a importanței acestei conștientizări și a nevoii noastre de servicii pentru copii. Simțiți că nevoia ca vocea celor cu Duchenne să fie auzită, am înțeles. Da, am ajuns la concluzia împreună cu World Duchenne Organization că mesajul de anul acesta este fă-ți vocea auzită pentru Duchenne. Pentru că marea majoritate dintre noi, din cauza provocărilor la care suntem supuși, avem impresia că nu primim tot ajutorul pe care ni l-am dori, dar nu realizăm faptul că noi înșine nu suntem suficient de deschiși, suficient de clari, suficient de articulați în a ne spune opinia și a ne arăta nevoile. Pe principiu, copilul care nu plânge nu primește de mâncare. Și asta, da, și asta. Dar mai este un aspect. Copiii noștri, ce au în special impedimente de ordin fizic, sunt atât de protejați uneori, încât noi părinții avem impresia că știm mai bine decât ei ce au nevoie, sau ce simt, sau ce își doresc. Ori este momentul să înțelegem că au dreptul la propria lor opinie, au dreptul la propria lor viziune și ei, de foarte multe ori, ne uimesc cu viziunea pe care o au despre ceea ce se întâmplă în familie, despre ceea ce se întâmplă în societate. Sunt foarte sensibili, sunt foarte inteligenți și chiar au nevoie de o voce. Oferă România un mediu bun pentru pacienții cu Duchenne sau mai trebuie să mai facă îmbunătățiri? Progresul este o nevoie obiectivă oriunde ne-am afla și în România nu face excepție de la treaba asta. Este nevoie să începem să înțelegem că e nevoie să ne adaptăm noi la nevoile lor și nu să le cerem la nesfârșit copiilor, tinerilor acestora și familiile lor, care sunt extrem de greu încercate, să se adapteze la ceea ce noi suntem dispuși sau nu să le oferim. Cerem să se adapteze la serviciile pe care noi le oferim. Ei bine, complexitatea acestor maladii neuromusculare severe solicită ca noi, care avem capacitate și resurse, să ne adaptăm la nevoile lor. Serviciile să fie un pic mai flexibile și mai integratoare cu acești oameni și cu acești părinți obosiți, epuizați, pauperizați de îngrijirea pe termen lung a unor copii cu foarte multe nevoi. Nevoi financiare, nevoi materiale, nevoi emoționale. Situația este complicată pentru ei, dar noi, ceilalți, comunitatea, putem să răspundem nevoilor lor. Dacă până acum, acum ceva vreme, când apărea un pacient cu această boală, poate mulți cedau și spuneau că nu mai e nimic de făcut, iată că deja viziunea este total diferită din an în an, înțeleg. Da. Înregistrăm progrese extraordinar de mari în ultima perioadă și în special în România, unde speranța de viață a crescut în sfârșit datorită creșterii calității serviciilor medicale pediatrice. Neurologia pediatrică a evoluat, s-a conectat la tot ceea ce înseamnă standarde de îngrijire internaționale și dacă înainte era o performanță să ajungem la 20 de ani, în acest moment avem tineri care lucrează la 26-27 de ani și deja suntem în fața unei populații în continuă creștere de tineri în scaune cu rotile care, da, au impedimente fizice majore, dar care, din punct de vedere intelectual și emoțional, pot să funcționeze extraordinar, dacă li se oferă șanse de integrare. Și acesta este mesajul nostru de anul acesta. Avem nevoie de servicii, avem nevoie de îngrijire, avem nevoie de o educație pornită din timp, care să înțeleagă faptul că și acești copii au nevoie să li se dea o șansă. Au și ei visele lor, au și ei dorințele lor, iar dacă noi reușim să venim în întâmpinarea lor, dacă noi reușim să îi integrăm, ei pot să aibă o viață funcțională în societate.